Bună ziua! Suntem într-un bunker, că așa vrea George. Și vreau să stăm de vorbă cu George Dumitrescu, medic stomatolog venit din Irlanda. Ne-a avut o clinică, Dumnezeu știe de ce a venit. Da, Dumnezeu știe mai bine, el este și membru AUR, pentru că asta vreau să dezleg. Vii din Irlanda, unde ai de toate, și din România, încep să te chinui în România, după care, sigur că te bași în politică. Bun, hai să dezlegăm misterele, George. Încercăm. Încercăm să dezlegăm misterele. Cine ești, în primul rând, ca ți s-a vehiculat numele ca și posibil candidata la primăria Bistrița, ceea ce e foarte greu, e o asumare complicată. Și în același timp, ce caută un tip ca tine să reîntoarcă în România și în aur? Adică hai să o luăm așa treptat, cine ești tu până la urmă? Bine, eu știu cine era. Da. Păi, sunt bistrițean, născut în Bistrița. Copilărit până la 9 ani în Rivezile, reîntors în Bistrița cu părinții. Dintr-o familie tipic românească, să zic așa. Tata din Călăraș, venit în Bistrița în 51 când s-a făcut aeroportul sportiv din Rivezile. Iar mama venită de la țară, din Giaca. În Este un Cluj. cătun din Cluj, da? Copilărit în Bistrița, școala generală la Gen 4, liceul la Andrei Mureșanu, ca majoritatea dintre noi, cursul firesc al lucrurilor, după care UMF la Cluj, stomatologie. Mi-a făcut stomatologia, mi-a plăcut tot timpul medicina, dar nu mi se părea etic atunci. Oricum, eu sunt mai așa, mai idealist, utopic, mă descriu, să iau bani de la oameni ca și șpagă. Și am găsit stomatologia, așa, o chestie de... Nu mi-a plăcut chiar atunci când am mers, dar după aia consider că e cea mai bună lege pe care am făcut-o în viața Pofta care mea. vine mâncând sau cum. Nu are cum, oarecum. Chiar îmi place. Chiar îmi place ceea ce fac și chiar dacă o să fie să continui politica, nu vreau să mă las de Păi, ar fi carieră. culmea, politica e și ea cumva, dar Vremelnic, așa. M-ai întrebat de ce aur? încă n-am ajuns acolo, stai să vedem. Ok, plec în, Vreau povestea da, ta. muncesc, termin facultatea de stomatologie din Cluj, din cadrul UMF, Iului Hațiganu, în 2004. Am fost norocos, când m-am întors din Cluj, am lucrat sub îndrumarea doamnei doctor Grinov Mariana. Am învățat enorm, adică se făcea școală pe vremea, acum nu se mai face deloc, am mai mulți colegi mai tineri care vin și văd că nu prea știu mare lucru. Atunci știam mai multe, dar oricum nu știam la nivel să pot să lucrez într-un cabinet singur. Ei, datorită doamnei dr. Ghinov m-am completat, așa m-am desăvârșit ca și stomatolog. Am lucrat împreună cu dânsa până în 2009, când mai mulți factori m-au determinat să plec în Irlanda. Nu e nicio rușine să recunosc. Factorul decisiv a fost cel financiar. Am muncit acolo împreună cu prietena mea de atunci, actuala mea soție. Am plecat împreună. Am muncit în cadrul unui grup care aveau cabinete stomatologice cam în toată țara. După un an de zile am reușit să-mi cumpăr eu în localitatea în care munceam. Era un oraș în sud-estul Irlandei. Am reușit să cumpăr eu un cabinet și să-l dezvolt. Adică 10 ani trebuie să-i spun în câteva minute, dar o să fiu cât mai scurt. Am vândut cabinetul respectiv și am mutat în Dublin, unde am făcut o clinică împreună cu un fost pacient al meu devenit prieten din Bistrița, el medic de familie, Alin Marga. El a lucrat la centru militar medic, taică-s a fost în poliție. Și împreună, într-un mall, în nordul Dublinului, de la faza de beton, adică când am ajuns noi acolo era doar beton, am ajuns în momentul în care eu am vândut business-ul, partea mea de stomatologie, aveam 6500 de pacienți. El are, nu știu, peste 10.000.
6.500 de pacienți. De pacienți înregistrați în clinică. Aveam mai mulți medici, da. În momentul în care am plecat, eram 4 medici de stomatologie generală. Lucrai și tu, evident. Normal, normal. Dar lucram puțin. Am ajuns să lucrez puțin. Lucram puțin la început, când am deschis în Dublin, lucram 7 din 7. Fără pauză. Când m-am apropiat de burnout și l-am simțit, am lăsat-o mai mare. E foarte fină chestia între workaholismul ăsta și burnout. Știi că nu știi când să te oprești atunci. Da. Sper să nu mă afecteze mai târziu. Yeah. Ei, după care, în 2014, l-am pierdut și pe taică-meu. Taică-meu rămas aici singur, maică-mea numai din 2004. Am avut primul copil cu actuala mea soție și lucrurile au devenit puțin mai ciudate. Am început să idealizez România. Și cred că toți cei care sunt plecați, e un fenomen oarecum general, uiți lucrurile nasoale și rămâi numai cu lucrurile frumoase din țara ta. Și la fel a fost un cumul de factori care m-a determinat să reîntorc în România. Am vândut chestia de acolo. A cântărit la asta și decizia soției mele de a... I-a tras mai mult înspre România, având familie, nu am pe nimeni. Sunt cuc, în afară de soție și două fete, nu am pe nimeni. Deci și m-a reîntors cu vise. Da. Cu forță de muncă, cu bani. S-au cam diluat toate. Și cum oamenii își pierd credința din cauza religiei, așa încet, încet, parcă încep să-ți pierzi iubirea de țară din cauza politicienilor și a politicii proaste și a sistemului ăsta corupt și extra pragmatic în care trăim. Și de AUR. AUR mi se pare un partid antisistem. Nu sunt nici omul care să urle, nu sunt nici omul care să sară pe garduri, dar sunt omul care cred că aș putea să aduc puțin mai mult în părticica mea. Ai spus că există... Am fost înainte să fiu oarecum înregimentat în AUR, vremelnic. Mi-a plăcut foarte mult ideea USR-ului, la fel un partid antisistem care s-a dovedit a fi ce? Nimic. Pro-sistem. Sper să nu fie la fel și cu AUR. Acum n-am de noi să știu că... Stai în casă cu soția, copiii, tata, cine o mai fi și poate și aia la un moment dat nu te dezamăgesc, da? Într-un partid în care sunt mii de oameni sau de așa. Dar de ce ai crezut tu, în Irlanda, fiind în Dublin, într-o țară care oricum miroase a democrație și știe foarte bine și sunt niște reguli și toate alea, că în România... poți să fii mai bine decât acolo cu o clinică în care tu erai până la urmă bossul, ca să zic așa, cu foarte mulți bani până la urmă și repet, într-o țară care este peste România din toate cu punctele mult. De vedere cu mult. Și ca mentalitate, vreau să spun, nu neapărat economic, cu mult. Cu ca și mentalitate. De ce? De unde vă vin ideile astea acolo? Știi cum e? Cei care... O să fac ca o paranteză. Da, te rog. Cei care se ocupă de tehnici de manipulare se bazează pe capacitatea omului de a uita. Da, ok. Și în general se uită doar chestiile rele. Tot așa ca o... să mă folosesc de un exemplu ca să mă fac înțeles. O doamnă naște, da? Trece prin chinurile nașterii. Dacă o întreb atunci, a doua zi, nu mai fac copii niciodată în viața mea. Ei, uite, după 2-3 ani să... Ei, stând în Irlanda, au rămas din România, mi-aduceam aminte părțile frumoase. Veneam aici, vedeam părțile frumoase. Încercam să le îndepărtez pe cererele. Și încet, încet, s-a zis, cred că e o chestie generală a tuturor celor care pleacă. Vezi că toți vin mai patrioți, vin, lipsește ceva de aici, știi? Și încet, încet, din cauza că nu ești aici, aveți doar părțile frumoase. Ei, m-am întors și acum le văd și alea urâte, dar acum e destul de...
Sincer, de cele mai multe ori îmi pare rău că m-am întors. N-are sens să te mint. Mi-e dor să mă plictisesc. Deci eram așa de bine că mă plictiseam. Asta spun, dacă ai ajuns la lucrul ăsta, înseamnă că ți era chiar bine. Da, mă plictiseam. Și mulți sunt acolo așa, bă, nu ai ce să faci, te plictisești, dar le spun, preferați să vă plictisiți decât să vă stresați la sfârșitul lunii de plătit. Cum plătești facturile, să te stresezi, cum menegerezi anumite chestii. Nu știu, cred că suntem ca niște animale de junglă. Te duci în grădina zoologică, să trăiești bine, ai mâncare, ai siguranță, ai medici veterinari și tot la jungla aia te gândești. Nu știu, cred că suntem în ADN-ul nostru scris chestia asta. Să nu alegi ce e mai bine pentru tine, nu știu. Nu pot să-mi explic de ce m-am întors, sincer. Nu pot să-mi explic. Cred că dacă ar fi acum să aleg și soția mea avea, aș pleca din nou. Înapoi? Da. În Irlanda. Probabil în Irlanda, nu știu, probabil am ceva, aș putea să iau contracte în Noua Zeelandă. Ei, da. Ți-am zis, nu am pe nimeni aici, nu mă leagă absolut nimic. Mă leagă numai dragostea de țară. Dragostea de țară, dar din păcate țara asta e condusă de un sistem bolnav. Știai că sistemul e bolnav. Nu, idealizam, credeam că se poate schimba ceva. Acum tu mai puțin cred. Deși sunt aur și încerc să fac ceva mai bine, nu sunt 100% convins. Sistemul e metastază. E mai mult, cred că e moribund. Nu se poate însănătoși decât... Cred că e moribund. Însănătoșirea poate veni doar din exterior sau dintr-un interior, dar... Am ajuns să fim mai rău decât sclavii din America, știi? Ca medic știi că există o soluție. Da. Singura până la urmă pentru un sistem. Da. Moartea și renașterea. Da. Da. Am ajuns mai rău decât sclavii din America, afroamericani. Nu mai mult, că vă ia sfinț acum acolo. Nu, afroamericani. Nu, păi mai rău că ei din postura de sclav a reușit să facă ceva. Deci noi nu mai, majoritatea românilor, nu mai avem nici măcar speranța aia. Da, mă, ieșim în stradă, ieșim în stradă pentru ce, pe cine punem, ce facem? Ce facem? Că toți îi luăm aia din eșalonul 1, îi punem pe cei din eșalonul 2, că nu poți să pui oameni care habar nu au de nimic. Și ca să ce să se schimbe? România, cum o definesc eu în ultimul timp, e țara dezamăgirilor și țara durerii. E trist, dar cred că ești de acord cu mine. Nu știu să fie vreun domeniu în care cei care lucrează profesioniști în domeniul respectiv să fie mulțumiți. Politicienii, bine, dar... Bine, nu contează. Oricum, nu interesează. Sunt politicieni și politicieni, evident. Sunt oameni și oameni. Vreau să te întreb ce cauți în aur. Ce caut în aur? Din Dublin. După 2 ani și ceva de... mi-a plăcut. Place ceea ce spune aur. Nu-mi place cum o spune, dar îmi place ceea ce spune. Adică pentru români, pentru oameni de la țară, pentru familie, pentru credință, pentru națiune. Îmi place. M-a gâtilat așa în orgoliu și în românismul meu care l-am. Și... încă cred că e un partid antisistem. Sper să nu mă dezamăgească să fie doar un fel de USR rebranduit. Sper. Și sper să fie în stare să facă ceva. Și sper să se înconjoare, să aibă cât mai mulți oameni de valoare și cât mai mulți profesioniști patrioți care să facă ceva pentru plaiul ăsta nostru mioritic. Deși, sincer să fiu cu tine, nu știu dacă se mai poate face ceva. E greu. E greu să îmi dai la... Chiar dacă ar veni acum, nu știu, să fim ocupați de... Nu știu, de... O țară a îngerilor. Ce faci? Cum îi locuiești pe toți care sunt în sistem? Cum îi locuiești pe toți din structuri? Cum îi locuiești pe cei din nemuritorii din primărie, din consilii județene? Da, schimbi conducerea politică a Consiliului Județean, ca exemplu, sau unei primării. Dar tu lucrezi cu oamenii care sunt acolo, îi concediezi pe toți? Cu cine îi locuiești? E greu.
e greu. Și în chestia cu aur, suntem un grup de prieteni care am zis, bă, să facem ceva, eu nu vreau să schimb, nu vreau să mă duc în București, vreau să trăiesc cu familia mea. Hai să încercăm să fim un factor cât de cât de decizie în orașul nostru, să încercăm să îmbunătățim anumite aspecte. Că nu am mai povestit chestia asta, nu ai cum să schimbi la nivel național, ar fi o utopie. Dar hai să încercăm punctual, gradual, hai să încercăm să facem o administrație pentru cetățeni. Mi se pare acum că tot ce se face, se face autist. Adică pentru ei, toată lumea știe că se dă șpagă pentru mari constructori, toată lumea știe că, da, trăim așa, într-o bulă acceptată a mizeriei. Crezi că poți să schimbi ceva în oraș? Câteva chestii punctuale și minore, da. Da. Și cel puțin aș face o administrație pentru cetățean. Adică tot mă leg de... Nu am nimic personal cu Ioan Turc. Am fost prieteni, beam împreună, stăteam împreună. Adică ca și om, el avea mult mai mari așteptări de el decât ceea ce se întâmplă acum. Adică faci pasajul ăla acolo, socrii mei sunt din Decebal. O să treacă un om în vârstă să coboare pe scările rulante, să urce pe celelalte scări rulante când poate să treacă pe stradă. Pentru ce? Care e scopul să cheltuiați bani? Doar dacă sunt bani care se întorc. Cum se practică la noi. Pistele de biciclete. Unde parchează oamenii? Pe bloc mașinile. Se termină pista de biciclete unde? Dai în stradă și te calcă mașina. Le faci pentru ce? Că s-au luat niște bani? S-au cheltuit banii respectivi și s-au întors din banii la factorii decizionali? Atât. Eu nu văd nicio explicație logică în toate chestiile astea care s-au făcut. Nu văd. Dar ți-am zis, eu văd un fel de... Deci România, dacă nu renaște, nu se întâmplă un cataclism ca să ne nască, există o revoluție, dar nu revoluție de stradă, să fie un punct zero, să înceapă de undeva. Nu văd nicio... Adică dacă aș fi politician la nivel central și aș fi sincer cu mine, nu aș vedea nicio ieșire din toată chestia asta. Va trebui să faci campanie electorală, probabil. Va trebui să te întâlnești cu bistrițenii, va trebui să vorbești, va trebui să le spui, va trebui să promiți. Ce o să faci? Nu-mi place să consider că sunt un demagog. O să fiu sincer. O să spun punctele care le am în cap și care le am scrise și așa la un moment dat, o să le spot. Nu sunt de mega infrastructură. Sunt puncte mici de parcuri, de locuri în care doamnele și copiii pot să ducă duminica să aibă un timp, să petreacă un timp frumos. De râul Bistrița, care se promite de 30 de ani încoace că se face ceva cu el și o mare mizerie. Să fac pasaj, ceea ce s-a făcut acum, să promit că o să fac, ce o să fac? Străzi, pentru ce? Să cheltui bani, să pompezi în corupția? Păi până la urmă aia se întâmplă. Toată lumea știe că se dă 10 sau 15%. Toată lumea știe. Toată lumea știe că politicienii la noi care n-au lucrat o zi în privat sau au lucrat înainte ca ce au lucrat, au averi colosale. Cum? Cum? Ești bogat? Nu. Nici măcar sufletește că mai sunt în ultimul timp. De ce spui asta? M-am golit sufletește în ultimii ani aici, nu știu de ce. Familia e singurul sprijin, atât. În ultimul timp nu mai sprijin. Soția mea a zis, bă, tu nu ești făcut pentru politică, ești prea sufletist. De ce faci chestia asta? Mă, nu știu. Nu știu, m-a luat așa dus de val. Da, sper că o să aprecieze bistrițenii sinceritatea mea. Și sper să o să aprecieze... Bine, se zice că în... Tot citesc în ultimul timp cărți de comunicare, cărți de teoria maselor sau cel mai fi, zice că în politică e singurul domeniu unde votanții acceptă minciuna și nu o taxează. Deci, teoretic, cu cât fiți mai mult, ei își fac o proiecție a ta în mintea lor și tu ești cu atât mai bun. O să-ți dau și ție carte să citești. Există, dar nu sunt de acord cu asta. Crezi că există o temere a sistemului față de voi și față de ceea ce ar putea aduce, nu știu, teoretic, pentru că nici eu nu cred că euro poate schimba ceva în momentul ăsta.
Crezi că există o temere a sistemului în momentul ăsta față de voi? Față de aur în general, nu de tine, de știu eu. Cred că sistemul începe să se divide. Divide timpera, da. Cred că sistemul începe să se divide, adică din sistem probabil nu mai fi fost rămas ceva patrioți pe acolo, mai fi fost ceva rămas care totuși mai țin la mărițe ăștia de români. Nu cred în coincidențe. Nu cred că George Simion e un motor al partidului ăsta și un om extraordinar, un comunicator extraordinar, dar nu cred că ar fi ajuns la procentele astea fără o susținere. Și mi-asum ceea ce spun. Adică dacă el vrea să mă penalizeze pentru asta, poate să mă penalizeze, dar nu cred că poți să faci așa ceva fără să ai susținere. Nu zic că e un lucru rău, e un lucru bun. Și un lucru bun din prisma că cei care vor chestia asta, cred că sunt patrioți. Puțin mai patrioți decât ceilalți, că nu-și urmăresc scopul. Dar cred că sunt, ți-am zis, sistemul cred că începe să subrezească, dar înțelegi ce vreau să vă spun acum. Eu înțeles. Destul de... Sistemul se divide, dar poate că se divide pentru a supraviețui. Există riscul ăsta, da. Există un risc. Și voi să faceți parte din acel segment în care se divide sistemul pentru a supraviețui. Dacă o să simt că totul se întâmplă numai pentru a supraviețui, o să fac un pas în spate. Nu trăiesc din aur, nu trăiesc niciodată din politică, trăiesc de ce, nu sunt milionar, nu o să iau niciodată șpagă și sperăm să ne ajute Dumnezeu să ne mai vedem în viitor și o să vezi că așa e. Totuși, te întorci. Adică vreau să te dezamăgi România cu siguranță. Da, aș vrea să fac ceva. Simt că nu pot să fac prea multe. Am tot mai multe frustrări. Nu știu, depinde de ziua în care sunt. Știi, uneori zic da, bag picioarele, plec. Uneori zic stau. Uneori, nu știu. E destul de greu să-ți dau un răspuns acum. Știi? Acum dacă soția mea zice da, probabil că aș pleca 80%, da. Sia ta nu e medic, e medic? Nu, e asistentă, da. Stomatologie. Nu știu. Te seacă România așa, zici că e ca un aspirator de voie bună. Știi? Ia sufletul și ți-l aspira. Sufletul tău e românesc, pur românesc. Pur românesc. Da, și venit, românesc. Da, da. Dar știi că... Națiunea și statul sunt două chestii diferite. Absolut. Știi? Și la fel și biserica și credința. Și ce spuneam, și biserica și credința. Da. Am ajuns, în continuare iubesc România ca națiune, dar nu ca stat. Nu ca stat. Ce se întâmplă acum, bătaia asta de joc cu românii, nu știu. Și paradoxal, nimeni nu mai zice nimic. Zici că am înghețat. Deci că toți suntem înghețați, ca și în Game of Thrones, știi? Deci că tot am ajuns, suntem înghețați, că nu mai avem opinii, ne e frică să spunem ceva. Sau poate și dacă am spune, nu vedem sensul pentru care am spune, că oricum nu poți să schimbi nimic, exact, știi? Exact, asta este. Nu știu, e trist și mă gândesc la fetele mele, o să gândesc probabil toți românii la copiilor. Și dacă nu o să se schimbe nimic, și nu o să se îmbunătățească, ți-am zis, dar nici nu știu cum, îmi condamn copiii mei la aceeași chestie, să treacă prin ce am trecut eu și milioane de români care luau calea diasporei. Și da, spun acum o grămadă că cei din diaspora au plecat. Nu, au plecat să trăiască mai bine. Strict. Pentru că dacă trăiau aici bine, nu pleca nimeni. De nebun să începi să mergi într-un alt sistem, să înveți o altă limbă, să te simți străin în țara aia. Să fii făcut țigan, să fii bajocorit, să nu fii apreciat și să trebuiască să muncești de 10 ori mai mult ca să ajungi la, în societatea unde trăiești, să ajungi să fii apreciat. Pentru că e un challenge. Și pentru mine a fost la fel. Munceam în Waterford, în primul oraș care am fost și după ce pusesem ceva implanturi la un pacient, eram aproape să-i termin lucrarea, m-a întrebat de unde ești, că după accent nu ești de aici. Păi din România. Din România?
Te credeam că sunt aia care sunt în față la... Toți sunteți ca aia care sunt în față la poștă și vând flori. Și am explicat domnului respectiv despre ce, dar nu știau. Și cam toți am trecut prin chestia asta. Nu am nimic cu țiganii, că fiecare îi ceea ce îi. Dar din cauza multora dintre ei, nu majoritatea, multor dintre ei, am ajuns să suferim toți. Și am un prieten, eu nu am foarte mulți prieteni, aproape spre deloc, Cum? că nu am foarte mulți prieteni. Ziceam că diferența între România și, nu știu, țară normală este cea dintre Iutu și Savoie. Și aici am încheiat. Da, N-am super cum să tare, fac. asta nu m-am gândit Nu pot niciodată. să fac comparație între Iutu și ceva ca Da, trupe. Nu așa e. există. Da. Ca să fiu pe Au un hotel limbaj foarte frumos în irlandez, Dublin. Da, un hotel frumos în Dublin. pentru că ei sunt de acolo, vin Da. și sunt în cele mai mari trupe de pop rock din lume. Nu? Da. Mulțumesc frumos pentru ceea ce Și am eu îți mulțumesc, discutat Alin. și te înțeleg că probabil că dacă vei fi și mai dezamăgit, Tu te-ai gândit vreodată să pleci din România? nu, niciodată. Și cum Eu am vrut rezist? să plec, dacă vrei să răspund la întrebare, răspund și direct. Am vrut să plec, când am vrut să fug din țară, așa că eu după aceea, dacă a fost liber, n-a mai fost interesant pentru mine. Și dacă aș pleca, evident că aș pleca în țări absolut Și cum digeri? Eu acum sunt nou, dar tu de atâția mari de ani vezi Că am toate stomacul tare. stomacul tare. Da, ok, bun interviu cu Bine, mine. mulțumesc, Alin. Mulțumesc!